Fata cea frumoasă și fântâna cu apă tulbure, de Petre Crăciun. În urmă cu mult amar de vreme, trăia o fată așa de frumoasă, încât bunii ei părinți nu se mai săturau privind-o, iar străinii își făceau din adins drum prin locurile acelea pentru a se bucura de înfățișarea ei. Când era de 10 ani, se opreau păsările cântătoare din trilul lor ca să o vadă. La 12 ani, până și florile se întorceau după ea, iar când împlini 15, soarele și luna de pe cer zăboveau deasupra casei dumisale, nădăjduind să-i vadă chipul la fereastră. Peste încă 2 ani, fata cea frumoasă era numai bună de măritat. Veneau flăcăi din toate colțurile lumii, chipeși și viteji, cum nu se mai aflau alții pe pământ, pentru a o cere de soție. Dar fie că erau oameni simpli, ori feciori de împărați, ea îi îndepărta cu aceleași cuvinte. Mulțumesc ție, flăcău frumos și viteaz, pentru cinstea pe care mi-o faci, dar nu a venit încă vremea măritișului meu. Rând pe rând, pețitorii plecau pe la casele lor, mâhniți și copleșiți de un dor nespus pentru minunata fecioară. Săptămână după săptămână și lună după lună, timpul zbură și mai rămaseră câteva zile până când fata avea să împlinească 18 ani. Cu trecerea vremii devenea tot mai abătută și mai străvezie. Copila mea, o întrebă iubitoarea sa mamă, cum pot să-ți fiu de trebuință? Spune-mi, rogu-te, ce gând te frământă? Buna mea mamă, nici eu nu pot găsi un răspuns lămurit, oricât aș încerca. Ceea ce știu este că, de fiecare dată când ne calcă pragul câte un pețitor, aud o voce necunoscută zicându-mi: mai așteaptă, nu te grăbi, timpul tău încă nu a sosit. Ascult vocea aceea străină și nu găsesc niciodată putere pentru a încălca îndemnul. Așa se face că am îndepărtat toți pețitorii, cu toate că printre ei se află și un fecior de împărat de dorul căruia mă usuc. Auzind cuvintele, femeia se îndureră, o mângâie și îi zise: să faci bine, frumoasa mea copilă, și să pleci mâine, cum s-o lumina de ziua, pe firul apei în sus, cale de 3 sate. Într-un luminiș la marginea apei își are coliba o femeie tare bătrână. Din pricina anilor, oamenii spun că ar fi cu numai 2 zile mai tânără decât pământul. Mergi cu nădejde la ea și povestește-i de-a fir apăr tot ceea ce simți. Poate se va milostivi și te va ajuta să-ți regăsești liniștea. În noaptea ce urmă, fata se culcă cu inima ușoară. Cum se crăpă de ziua, apucă pe firul apei în sus și merse cale lungă, până ce văzu în depărtare căsuța bătrânei. Bine te-am găsit sănătoasă, mătușico, zise fata. Bună să-ți fie inima, dar ce vânt te-a adus încoace? Vânt rău, mătușo. Iaca, de la o vreme aud o voce necunoscută ce îmi poruncește să-mi alung toți pețitorii.
Ce poate să fie? Nu cumva vreun duh necurat și-a făcut să lași în sufletul meu? Mută-ți gândul de la așa ceva, pentru că nu te-a stăpânit niciun duh necurat. Ascultă mai bine o poveste pe care am auzit-o de mult, de mult în pruncia mea. Ci că în vremurile îndepărtate, oamenii de pe aceste meleaguri aveau o fântână cu apă așa de bună și de rece, încât veneau și străinii ca să guste câte o gură măcar și numai în zilele de sărbătoare. Pasămite, apa avea o virtute ascunsă, așa încât toți sătenii erau veseli și sănătoși și plini de vigoare. Într-una din zile, toate acestea au dispărut ca prin farmec. Venind ca de fiecare dată să curețe fântâna, îngrijitorul a găsit-o cu apa tulburată. Multe au făcut oamenii pentru a o limpezi, dar toate au fost zadarnice. De atunci, nimeni nu a mai gustat din apa ei, iar veselia s-a dus pe pustii. Puțini au cunoscut taina. Iată! Îngrijitorul fântânii avea o fată frumoasă cum nu se afla alta în toată împărăția. Cât era ziua de mare, ea își oglindea chipul încântător în apa cristalină. Azi așa, mâine așa, fântâna, care nu era, vezi bine, ca toate celelalte, ci avea suflet precum ființele omenești, a prins drag de fată. Pe negândite, omul a hotărât să-și dea copila după un flăcău bătrân, rău la suflet și urât ca necuratul, însă bogat în vite și pământuri. În ziua în care s-a făcut nunta nefericitei fete, fântâna s-a tulburat și de atunci așa a rămas până astăzi. Legământul ei este să nu se limpezească decât atunci când o altă tânără, la fel de frumoasă ca cea dintâi și un flăcău pe potrivă, își vor oglindi în apa ei chipurile îndrăgostite. Ani nenumărați au trecut și iată că abia acum s-a născut fata aceea. Tu ești. Eu? Vai, mătușico, de știi cât de fericită sunt! Prin urmare, vocea pe care o auzeam era a duhului fântânii. Merge acasă și trimite după pețitori. Oglindiți-vă chipurile, iar atunci când apa se va limpezi, să fii încredințată că ai găsit flăcăul cel mai potrivit pentru tine. Mulțumesc pentru taina pe care mi-ai dezvăluit-o, spuse fata. Apoi o îmbrățișă pe bătrână și plecă de grabă spre casă. Slavă Domnului, se bucură mama copilei. De acum tragem nădejde că nu va mai trece mult și te vei îndrepta spre altar. Cât aș vrea ca cel ales să fie feciorul acela de împărat, de dorul căruia mi-am pierdut liniștea, își împărtăși fata dorința. La căderea serii, femeia spuse omului său: bărbate, să faci bine și mâine să pleci neîntârziat pentru a duce vestea pețitorilor. În ziua în care copila noastră va împlini 18 ani, flăcăii care au vreo nădejde cât de mică să vină la fântâna cu apă tulbure.
Nici nu cântaseră toți cocoșii când omul nostru plecă de acasă. Merse către apus, apoi către răsărit, dar nu uită să treacă nici pe la pețitorii care locuiau spre miază zi și miază noapte. În chip deosebit se osteni să ajungă la împărăția acelui fecior de crai care plăcuse așa de mult fetei. Mare bucurie ne face această veste, spuseră împăratul și împărăteasa. Nici nu mai trăgeam nădejde să-l vedem vreodată tămăduit pe feciorul nostru. Mulțumit de treaba făcută, omul se întoarse la casa lui. Timpul făcu ce făcu și zbură mai repede, așa încât veni și ziua aleasă. Cei trei se gătiră în straie de sărbătoare și plecară spre locul cu pricina. Bine ați sosit! I-au întâmpinat flăcăii ce veniseră până în ziua sau chiar cu o seară înainte. Erau așa de chipe și de voioși, încât cu mare greutate ai fi dat pe vreunul la o parte. Fata cea frumoasă îi întâmpină vorbindu-le cu glasul ei îngeresc. Dragii mei voinici, o minte omenească ar sta mult în cumpănă până să aleagă pe unul dintre voi, pentru că, după cum văd, sunteți cu toții chipeși și destoinici. Să lăsăm fântâna să aleagă în locul meu. Sunt încredințată că ea va face alegerea cea mai nimerită. În timp ce vorbea, fata îl căuta din priviri pe frumosul și plăcutul fecior de împărat, dar în zadar, parcă intrase în pământ. Cu inima îndoită, îl luă cu sine pe cel din tâi flăcău și merseră împreună la fântână. Când și-a oglindit chipul, apa s-a limpezit dintr-o dată. Acesta să fie viitorul meu soț? Se întrebă cu îngrijorare fata. Apoi se uită în dreptul băiatului și văzu că acolo apa era tot așa de tulbure. Încurajată de ceea ce descoperise, merse la fântână cu cel de-al doilea fecior și lucrurile se petrecură ca și prima dată. La fel s-a nimerit și când a mers cu cel de-al treilea, cu cel de-al patrulea și cu cel de-al 44-lea. De fiecare dată, fântâna se limpezea în dreptul fetei și rămânea tulbure în partea cealaltă. Ba, încă se întâmpla uneori când flăcăul era mai urâțel, ca apa să se tulbure și mai strașnic. Uite așa timpul trecu și tinerii se perindară cu toții prin fața fetei. Târziu, când nimeni nu mai aștepta, iată că sosi și chipeșul fecior de împărat cu hainele rupte și calul spumegând. Pasămite îi ieșise înainte o bandă de tâlhari de care scăpase numai datorită puterii brațului și a gerimii minții. Tare mult se bucură fata cea frumoasă când îl văzu. Îi ieși în întâmpinare și, luându-l de mână, îl duse și pe el înaintea fântânii. Ce să vezi? Cât ai clipit din ochi, apa se limpezi în amândouă părțile, lăsând să se vadă chipurile celor mai fericiți oameni din lume. Abia apucă să-și îmbrățișeze alesul când, din afundurile fântânii, se auzi pentru ultima dată glasul pe care fata îl cunoștea așa de bine.
De mult amar de vreme aștept clipa asta, dar nu-mi pare rău. Sunteți mai frumoși decât soarele și mai buni decât pâinea scoasă din cuptor. Poate numai apa mea să mai fie așa de bună. Fiți primii care beți din apa rece ca gheața și fiți binecuvântați toată viața. Au gustat grabnic din apă și au văzut că, într-adevăr, era cel mai minunat lucru din lume. Apoi s-au grăbit să înceapă pregătirile de nuntă. Și uite așa, fata cea frumoasă deveni soția chipeșului fecior de împărat, iar fântâna cu apă dulce și limpede își revărsă de atunci toate virtuțile asupra oamenilor care reînvățară după atâta vreme să prețuiască binefacerile veseliei și ale fericirii.